În dimineața zilei de 14 martie 2021 s-a stins din viață la Paris, în spitalul Broca, scriitoarea Aurora Cornu. Născută în 6 decembrie 1931 la Provița, județul Prahova, devine la 16 ani redactor la ziarul Flamura Prahovei din Ploiești, unde publică reportaje și poezie. După absolvirea școlii de literatură Mihai Eminescu, intră ca redactor în secția de poezie a revistei Viața Românească. Se căsătorește cu Marin Preda în 1955, de care divorțează în 1959. În anul 1965, fuge din România comunistă la Paris. Între 1967 și 1978, colaborează la emisiunea literară a Monicăi Rovinescu de la Europa Liberă. La Paris, frecventează cercul scriitorilor români din exil și se împrietenește cu Mircea Eliade, Emil Cioran, Pierre Emmanuel, Erich Rohmer, Elie Lothar, Jean Pârvulescu. În 1970, marele regizor francez Erich Rohmer o distribuie în rolul principal din filmul Genunchiul Clarei, Le Genou de Claire, film care a devenit un clasic al noului val francez. În 1972, la Londra, produce și interpretează rolul principal în filmul By Location. Se căsătorește cu Aurel Cornea, inginer de sunet la televiziunea franceză, care este luat ostatic în Liban, în 1986, împreună cu alți jurnaliști de la Antenne 2, de către un grup islamic terorist din gruparea Hezbollah. După eliberarea lui Aurel Cornea din captivitate, cei doi oficiază cununia religioasă, nașul de cununie fiind François Mitterrand, președintele Franței. În ultimele decenii de viață, Aurora Cornu a trăit la Paris și la New York, unde a avut legături strânse cu scriitorii români din exilul american, printre care Mirela Roznoveanu, Constantin Virgil Negoiță, Mircea Sândulescu, Valeriu Ișteanu, Șerban Chelariu, Dumitru Radu Popa, Doina Uricariu, Alexandra Conte. Debutează în volum în 1962 cu Distanțe, carte de poeme, după care a urmat La Déesse au sourcils blancs, 1984, Poezii, 1995, Convorbiri despre Marin Preda, Marin Preda, Aurora Cornu, Eugen Simion, 1998, Marin Preda, Scrisori către Aurora, 2001, Romanul Romanian Fugue in C Sharp, 2003, tradus în limbele română și franceză, Castel pentru o persoană, poeme, 2004. În 2015 au apărut la editura Vina două volume de versuri, Noaptea despărțirilor și La nuit des abandonés, iar în 2016 culegerea bilingvă 10 scurte povestiri. A fost ctitor al mănăstirii de la Cornu, Prahova, sfințită în mai 2008, construită după un design inspirat de un desen al lui Horia Damian și a finanțat ridicarea acestui lăcaș. Decesul a fost anunțat în Le Monde. Slujba religioasă a avut loc la Catedrala Greco-Ortodoxă Sfântul Ștefan din arondismentul 16 Paris, iar înmormântarea, în aceeași zi de sâmbătă 20 martie 2021, la cimitirul parizian Thiers. Aurora Cornu a emanat noblețea și siguranța omului încercat, care și-a dominat destinul. A trăit o viață plină de dificultăți, viața scriitorului exilat, din care a ieșit învingătoare prin credință și literatură. Aurora, care a fost bărbatul vieții tale? Între Marin și... Este Marin și Aurel sau Marin și Aurel? Marin sau Aurel, ori Marin și Aurel? Aurel și restul. Aha. Da. Marin era mai ales o fascinație față de literatura lui și față de personalitatea lui și faptul că puteam să-l ajut. Marin era într-o mare anxietate de natura lui, era ipocondru și anxios. Și eu eram o persoană care puteam să-l ajut. Foarte straniu, de ce, deși el avea un avantaj literar și fiind deja instalat pentru cei puțini, ca marele scriitor român, și eram tânăr,
nedigerată încă. Impresia mea e că poți să-l ajut. Și chiar l-am ajutat. Da. L-am ajutat să scoate din sertar amintirile din copilărie și să facă din ele un roman genial care mă romețe. Acum lasă-mă să... Care e capodopera română, da, de care sunt eu extrem de mândră. Deci acum... e scrisă de Marin Preda. Eu care toată tinerețea am umblat după genii, ca să zic. Cred că avem și asta este comun. Nu mai degrabă, genii ne-au umblat după noi. I want to rephrase. Nu așteptam, nu așteptam decât un semn. Exact. Dar... Pe urmă, ce mi-am zis eu, m-am săturat să tot fie, să fiu mânată într-o casă. Aha. În care vedeta e soțul sau amantul, da, sau bărbatul sau... Ia să mă văd eu ce sunt capabil oamenii banali de toată ziua. Și atunci l-am găsit pe Aurel Cornea. Mi s-a părut că e un tip care mă va lăsa pe mine eu să fiu vedeta intelectuală. Nici, el, nici pomeneală, că final tot Aurel a ajuns pe prima pagină din New York Times. Bine, în brațe însă. Cu Aurora în brațe. Cum va fi lumea în 20-30 de ani? Ești tu prima. S-ar putea să nu se schimbe absolut nimic. Cum a pățit soacra mea care a venit la Paris după 50 de ani, s-a dus pe Champs-Élysées și zice, nu s-a schimbat nimic. Din clădiri? Păi din clădiri, da, sau da, din Franța? Nu, no, mentalitatea nu. Mai avem în Franța niște aporturi alogene care vor deveni toți francești, că mulele astea sunt formidabile. România, care avea o formă rotundă, ce se întâmplă în 30 de ani? Avea o formă rotundă de pâine. Da. Acum a devenit un pește. Un pește. Notează conotația cristică. Pâine, pește. Da. După mine, formele tind să revină la ce erau. Deci va reveni la o pâine. Să sperăm că ne va reveni la o pâine. Deci, sau Moldova se va veni cu care la sau se va topi în Europa, care va fi altă pâine. S-ar putea ca lumea să meargă înapoi sau să meargă înainte. În caz că tehnica și viața normală merge înainte spre pozitiv, cum merge de la începutul lumii, totuși, da, că am terminat cu cavernele, nu? Da. Am ajuns să avem preocupări morale. S-ar putea ca să fie foarte bine sau... Pă, vârfurile de munți să se salveze. Câțiva. Tot aceea ce trebuie. Ne întoarcem din nou la povestea destinului, care m-am certat cu Elia de la Paris și m-au simtivit toți românii o bună bucată de vreme pe tema oii care a spus ceva lui ciobanului și deci moartea era implicată în... Aha, ori. Moartea, oaia l-a prevenit să ia un câine, să se păzească. N-a zis că nu trebuie să moară neapărat, în caz că moare. Teoria lui Eliade era că animalul fiind vocea oracolului... Nu era nimic de făcut. Nu era nimic dar de făcut. Dar era ceva de făcut. Nu, sau nu. Sau nu. Da, da sau nu. Ceva, dar în tot caz, un textul Miorițe zice, ia și un câine cel mai voinic, da, deci să se păzească. În fine, deci... Bun, bref. Așa. Dacă Oedip, părinții lui Oedip, nu aveau acea profeție catastrofică, nu? Nimic nu s-a întâmplat. Deci, profeția... Și dacă ei nu neapărat... făceau nimic, dacă ei nu făceau nimic, dacă lăsau pe copil acolo, niciodată copilul nu s-ar fi omorât, probabil. Da, nu urma, urma nimic. Nu urma nimic, da. Dacă... Deci a merge pe urmele profeției, nu da, urmele deci țigăncile care... Nu. Nu, nu merge pe urmele profeției. Eu am imaginat că viața mai bine să nu o scuturi, să nu o cauți, să nu... Da, ea vine către noi. Ea vine, dar ea vine dulce. Pedeapsa lui Dumnezeu e blândă, cum îți mai spuneam zilele astea, cu nu știu ce ocazie, prefer să nu mai îmi amintesc. Să... Da, răzbunarea lui Dumnezeu, chiar dacă te prinde în timpul vieții, mai ales și altă,
Mai ca altă, eu am mare speranță, fiindcă dacă Iisus de-aia a murit ca să-mi ierte de păcate, ce păcate putem noi să facem de care El să nu fie la curent? Ne-a iertat de tot.